Încă de sâmbătă dimineață, comercianții au început să-și amplaseze corturile. Veniți din toate colțurile țării, aceștia nu au ținut cont de prognoza meteorologică. Ați venit dis de dimineață să amplasați corturile? Da. De unde veniți? Pitești. Și cum de ați ajuns tocmai aici la Gorj? Am luat prin telefon. Ne-am informat. Spera să vină și clienții. După amiază. Să facem și vânzare, să fie și clienții mulțumiți și noi. În comercianți avem destul de mulți, cu terase amenajate. Gorjenii au profitat din plin de ziua de 1 mai. Pe grătare sfârâiau mititei de mama focului, iar muzica nu a lipsit nici ea. Cei care și-au petrecut ziua în pădurea de la Drăgoieni s-au declarat mulțumiți de spectacolul oferit. Cum petrece ziua de 1 mai? Cum să petrec? Am petrecut în familie cu copiii, cu nepoții, cu soțul și acum am venit pe ei să le luăm niște alviță, niște... și atât. Să... Mai distrați, mai trece timp? Da. Îmi place ce am văzut pe aici. Am dat nepoței în mașinuțe, în trenuleț și acum ne plimbăm să vedem. Ați gustat un mic? Da, foarte bun. E frumos, în alții ani a fost mult mai frumos, dar e criză. Devineți guvernanți, nu știu care am ales. Ați gustat un mic, ați băut un pahar de... Da, nu se vede. Artiștii ansamblului artistic Doina Gorjului au încins atmosfera. N-ai putere să gândești, dacă-i bine, ori greșești. Din păcate, după amiază, distracția gorjenilor a fost întreruptă de ploaia care nu a mai încetat până seara.